4, un avion rusesc s-a prăbușit la granița cu Ucraina. Cel puțin 65 de persoane aflate la bord au murit. Rusia susține că erau prizonieri ucraineni pregătiți pentru un schimb. Mai multe informații primim de la colegul meu, Alin Borcea. Alin, ce informații ai până în acest moment? Bine v-am găsit, este vorba de un avion rusesc de transport Ilyushin 76, este principalul avion de transport folosit de armata rusă. Martori oculari din regiunea Belgorod au filmat momentul în care avionul se prăbușește, vedem cum avionul se înclină brusc într-o parte și apoi se lovește de sol, apare o flacără uriașă în acea zonă. De asemenea, pe filmare se observă și o dâră ce pare să fie lăsată de o rachetă de antiaeriană, semn că avionul ar fi fost doborât de un asemenea proiectil. Nu știm deocamdată dacă cei care l-au doborât au fost rușii sau ucrainenii. Cum ai spus și tu, Andreea, incidentul a avut loc în regiunea de graniță dintre Rusia și Ucraina, în regiunea Belgorod, așa că ambele variante pot să fie posibile în acest moment. Potrivit RIA Novosti, presă de stat din Rusia, la bordul avionului erau 65 de soldați ucraineni care urmau să facă parte dintr-un schimb de prizonieri cu Ucraina. Erau transportați în regiunea Belgorod ca să fie dați la schimb pentru alți 65 de ruși prinși de armata ucraineană. La bord mai erau și paznicii care păzeau acești soldați ucraineni, plus echipajul avionului în sine. Din primele informații, toți cei de la bord au murit, deci vorbim de cel puțin 65 de victime. Nu știm deocamdată dacă această ipoteză lansată de presa de stat din Rusia se confirmă. Ucrainenii încă nu au anunțat nimic în acest sens, dar detaliile urmează să vină în orele următoare și vom reveni atunci când le vom avea. Alin Borcea, mulțumim pentru aceste informații. Așadar, un avion de transport militar rusesc s-a prăbușit undeva în sudul Ucrainei, la granița cu Ucraina, și aflăm că cel puțin 65 de persoane aflate la bord au fost ucise. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu